du-te acolo în spate, ai acolo un borcan cu apă rece și rezolvă problema. Da, acum? Nu, 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 o răspăi mâine după masă, după ce ai mâncat. Normal că acum! Bă, te omor, mă, 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 putu-ți gura, mă! Bine, bine! Treceți din gură! Haideți! Toți mâinile în față și băgați 10 genoflexiuni! O, nu! Bă, dar eu nu mai pot ține beșina mult! Gata! Și! 1... 2... Oh, nu mai pot! 3... Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Cine s-a beșit? Tu, bărbiță! Eu? Nu! Dar cine? Nu știu. Poate doamna doctor. Bă! Și tu ai ciocomare! Bă, când-ți fut una... Da, domnul militar, dar nu merge, bă, da? Am băut aproape tot apa asta din borc. Ce-ai făcut? Ce? Ce-a reșicut așa amara grijoră? Parcă mi-i jigneață așa puțin. Bă, tu ești handicapat? Cine ești? Auzi la el! Băi, când o să am nevoie de ajutor, o să te chem, da? Și tu, cu gunoaiele alea. Dar nu sunt gunoaie, sunt de acasă, provizii. Bă, când eu zic că sunt gunoaie și vor fi gunoaie. Ce? Nu tu pui întrebările. Da, domnul caporal. Hai, treci în față. Jos! Ce? Jos, am zis! Jos ce? Jos, de ce? Dar nu știu, ce e jos? La pământ! La ce pământ? Eu nu înțeleg ce zice domnul caporal. Scoafelor, acum o să vă arăt ce trebuie să faceți când mă strig jos. Fiți atenți! Jos! Ha! Și veți sări jos în poziția de flotare. Sus! Ha! Când zic sus, vă ridicați în picioare. Ai înțeles? Parpalacule! Nu știu sigur. Oare ați putea să mai ne arătați încă o dată? Desigur! Mă mângâie pe suflet că vreți să învățați comenzile mele. Haideți! Jos! Ha? Și sus! Ha? Și jos! Ha? Și sus! Ha? Și jos! Băi, că te sparg! Măgaru, mă, bă, ce facem? Da, că vine weekendul și ni-l trebuie. Bă, haideți, bă, să mergem să ne cerem scuze, că poate ni-l dă înapoi. Hai! Hai! Hai, hai! Hai, te duci tu? Du-te tu, du-te tu! Iar eu! Du-te, du-te, du-te! Bine! Domnul caporal! Domnul caporal! Domnul caporal! Bă, ăsta nu ne aude, bă. Pune pariu că ți-l fac să iasă. Da, bine, mă, dar ce vrei să... Stai, mă, ce pula mea acolo? Îți-a prins acum un băiat? Nu, e petardă. Să vezi cum ieși afară. Stai, bă, tu ești prost. What the fuck? Ce naiba? A venit Putin! A venit Putin! Ce-ai făcut, bă? Breaking news! Tocmai s-a auzit o explozie la o bază militară din România. Toată armata s-a mobilizat. De ce dacă e cu voi aici? Și că vrem să vă rugăm să ne dați înapoi măgar. Dar ce faceți cu măgarul nostru? Ce? Ce vă mirați? Bă, ce cricare bună a fost, mă! Bă, da, ce bine am simțit, bă! Bă, nimic n-a luat pe lângă. Hai să-mi pun masca. Na, vedeți că vin! Ce putem cocina asta, mă? Bă, unde sunteți? Hei! Bă, că ați reușit, bă, nu s-a prins nimeni. Bă, dar am uitat să vă zic, să vedeți fază. Acum câteva zile a venit unul la gard la mine și a zis că dacă îi dau mitralera AK-47, îmi dă 3 cuie, mă. Dați seama că i-am dat. Bă, da, bă, ce-i cu atmosfera asta de mormântare aici? Ce se întâmplă? Ha? Dar ce? Ha? Aveți toți pistrui pe față. Da, cineva de sus a căcat pe ventilator. Domnul caporal, mă scuzați. Mă, du-te-mă în rândul tău, mă, că te omor, mă. Dar e urgent. Ce e urgent? Avem o situație de căcat în latrină. Ce-ai? Orlando, a căzut în latrină. E acolo jos, în căcat. Ce-ai?
Domnul capitan, avem o problemă. Un soldat a căzut în latrină. O latrină? Latrina? Bună idee. Să inspectăm latrina. Da, să trăiți! Hai, căcar! Uitați, totul este în regulă, domnul general. Frumos, curat, ordonat, gata. Haideți să mergem în locul mai frumoase din bază. Vreți să vedeți armele? Haideți că mergem să tragem cu mitraliera. Vreți? Haideți! Haideți să mergem de aici, repede, repede. Da, mergem. Doar un minut că am nevoie la toaletă. Dar nu, domnul general, nu! Toaleta ofițerului este în cealaltă parte. Nu e nimic. Ce e bun pentru soldat, e bun și pentru mine. Trebuie să dăm un exemplu. Hai să-mi fut una... Nu, acolo... Hei, cine ești? Ajută-mă să ies de aici! Dar cine? Dă mâna! Soldat, dă-ți față acolo! Dă mâna! Așa, mai aproape! Ha! Ha! Poate fi mă de aici! Ce se întâmplă aici? Parcă este Sodoma și Gomora aici. Liniște! De când sunt în armată, așa ceva nu am văzut. Nu am văzut! Nu știu, generația asta voastră numai la prostii vă stă capul. Nu acceptăm așa ceva în armată. Toți veți avea probleme și la toți vă fac cazier. În momentul acesta vă pregătiți toți buletinele și... Mă jucați la doctorița și pacienții? Hei, păpușe, m-am gândit la ce ai zis și știi ce-ți poftește inima asta ta? Îți place? Fetiță nebună ce ești? Zii tu, că din seara îți rup fundul ăsta tău. Hai să mergem în camera ta să ne dezlănțuim. Dar înainte, ia hai tu, femeie, treci și... Știi de unde vreau să mă duci? Dă-mă la frigider! Ce dracu faceți aici? Bă, dă-te jos de pe nevastă mea, bă! Ce? Stai, că dă-te tu, că cine... Doamna general... Fata! N-am făcut nimic! Haideți, mai repede! Tractorule, tu du-te repede și oprești autobuzul ăla! Școlandu, ce faceți? Lasă că vede noi! Îl băgăm la bagaje! Ce? Ce? Unde să mă băgă? Ce? Domnul șofer, stați! Ce faci, băi, aici? Vreau să vorbesc cu... Unde dracu sunt restul? Restul care? Bă, nu vă pe prostul cu mine! Da, autobuzul! Nu mai verificam autobuzul? Io, stați! Nu pleca, stați! Și s-a dus! Oh, bă, ce dracu faci? M-a plecat busul! Bă, Inocențiu, bă, doar vina mea, bă, că ați pierdut busul spre mare, bă! Dar să știi că prietenia noastră a devenit acum și mai puternică! Taci, mă gândesc! Stai, bă, că știu! Trosco, sună-l pe Bobby repede. Ba da, mă. Ce Bobby? De ce pe Bobby? Sună acum și eu mă duc să vorbesc cu caporalul să ne dea o mașină. Nu, Inocențiu, nu cu Bobby, mă, nu cu Bobby. Taci, mă. Nu, Inocențiu, nu Bobby, nu. Vă mulțumim frumos, domnul caporal, pentru înțelegere. Toată noaptea am învățat instructajele de război și am ațipit și am pierdut autobuzul. Nu e nimic, băieți. Știu că voi sunteți soldat bun. Numai măgarul ăla de Orlando vă trage în jos. Așa este, domnul caporal. Să trăiți. O să încercăm să ne lepădăm de el. Vă lepădați de el! Ne lepădăm de el! Vă lepădați de Orlando! Ne lepădăm de Orlando! Bravo, băieți! Hai, mergeți, urcați în mașină că vă va duce la gară! Mulțumim, domnul caporal! Să trăiți! Bă, nu aveți pentru ce, băieți! Poate totuși o să scot niște soldați din ei! Știți de ce v-am oprit? Pentru că v-am lăsat noi să ne opriți. Băi, ai grijă cu cine vorbești așa, că te fac praf, băiete! Hă?
Tu deții stăpânirea cu insigna ta și crezi că poți ispiti soarta? Taci, mă. Și să prăpădești această părtășie neprihănită? Mă vrei să te arestezi? Asemenea lui Mizo cel bătrân, pe plaiurile fierbinți de la rovine. Voi nebuși, hoarda ta otomană! Nu am moști, dar iubirea de moșie mă face să rezist. Și nu se înfiorează de-a ta ură, polițist. Gata, chem garda. Ura ta este decât un fleac pe lângă tezaurul meu de glorie. Pentru că tu poți făuri ordine în acest oraș, dar niciodată nu vei avea izbândă asupra gloriei mele, tu, orc de clasă inferioară. Mă te bag în ales, bă, copile, bă! Da! Du-mă la spânzurătoare! Du-mă în fața mare adunări naționale, ca să mă vadă tot poporul! Însemnează numele Orlando în coasa execuției tale, domnule polițist, pentru că sângele jertfei mele nu va da decât un gust amar în care tu te vei îneca. Dar, dacă vrei să s-o zic așa mai pe șleau, mă, tu vrei un obuz în gură, mă? Să zice președintelui țării că nu te-a lăsat să ne îndeplinim misiunea specială și că puteam să câștigăm războiul, dar nu l-a câștigat din cauza ta, ha? Ha? Aici aveți o grenadă. Ca să o activați, trageți de acest cui, lăsați crema și apoi aveți 3 secunde să aruncați grenada. 1, 2, 3. Hai mă, și-a urmat cu de toate, să te văd pe tine. Și acum eu ce să fac, să trag de ăsta sau ce să fac? O femeie ce ești, a de aici să-ți arăt cum se face. Da... Taci din gură! Nu ai voie să contrazici caporalul, băi, maioneză. Dar nu m-am luat să... Bă, vrei să mă conturbi? Uite, ți-ai strâns grenada în mână, dar o ții tare, nu ca pe o banană, da? Uite, vă mai demonstrez o dată. E important să vă uitați înainte să o activați, unde vreți să o aruncați. Da, mă scuza. Taci, bă, puță de găină. Și când ați văzut ținta, scoateți cuiul, dați drumul la cremă și... Bă, dar unde dracu ați mers așa departe? Bă, nu vă faceți griji, că dacă nu scoateți cuiul... Bă, dar domnul caporal, uitați cuiul! Jos! Bă, ești bine? Da, sunt minunat! Of, că nu și-a revenit încă. Bă, vezi că noi... Pua, eu nu mai pot să stau cu ăștia. Mergem până la baie, da? Fii cu minte până ne întoarcem. Bine, mami! Băi, băiatul, vrei și tu o parașută? Nu, mersi! Fantastic! Cum naiba să trimiți doi retardați în o misiune așa de importantă și noi, care suntem în armată de atâția ani și am participat în atâția misiuni, ne pun să-i protejăm pe idioții ăștia? Ce, bă? Vezi că nu prea te văd bine, bă? Vrei probleme? Că imediat vomit pe tine, bă! Oh, doamne, de ăștia depinde tot globul. Ce ai zis? Care ești? Vladislav, care a vorbit? Aprinde-ți becul să vă văd! Stai așa!